Bună, dragilor! Astăzi mi-am propus să vă împărtășesc impresia mea despre o carte foarte interesantă pe care am avut plăcerea să o citesc. De curând mi-a picat în mâini cartea scrisă de Matthew Hussey, pe care o găsiți publicată la editura Herald. Cartea se numește Găsește-l, cucerește-l, păstrează. Aceasta vine cumva în ajutorul nostru și ne oferă ingredientele și explicațiile pe care unii dintre noi chiar le căutăm. De multe ori în cabinet mi se pun întrebări de genul: de ce nu reușesc să-mi găsesc perechea? Ce trebuie să fac ca să mă vadă? Îl iubesc, însă mi-este foarte greu să-l țin lângă mine. Cu ce greșesc? Și așa mai departe. Spun că vine în ajutorul nostru întrucât nu există acea barieră între genuri, iar explicațiile primite în paginile cărții vin pentru ambele părți, fie că este vorba de nevoia bărbatului de a se simți util, de aprecierea pe care o simte față de contactul fizic, fie că este vorba de nevoia femeii de a se conecta emoțional mai întâi, de a se simți înțeleasă și apreciată la rândul ei. Matthew Hussey oferă o imagine destul de clară asupra nevoilor ambelor părți. Însă mulți ar putea spune că nu au nevoie de o carte pentru a avea o relație. Ar putea spune, uite, încă cineva care crede că a inventat soluția magică pentru a fi într-o relație. Adevărul este că Matthew Hussey a adunat în cartea Găsește-l, cucerește-l, păstrează-l o mulțime de informații prețioase și mai ales de actualitate. Societatea noastră evoluează și odată cu ea și noi trebuie să ne adaptăm chiar când vine vorba de relații. În cartea lui Matthew Hussey sunt oferite informații de la iubirea de sine până la dating online și cum să reușim să păstrăm acele limite sănătoase pe care ar fi minunat să le regăsim în toate relațiile noastre. Așa că, un mic spoiler, vă punctez câteva din ideile pe care eu le-am găsit cele mai apropiate de mine și de practica mea în cabinet, cum ar fi: dacă tu crezi că nu sunt mulți bărbați potriviți, o să investești prea mult în primul bărbat decent pe care îl întâlnești. Sau, bărbații apreciază contactul fizic doar cel câștigat. Când sexul este focusul, conexiunea nu o să mai apară. Ce spuneți? Vi se pare intrigant? Ești drăguț, dar mergem prea repede. Vă sună cunoscut? Vă las pe voi să descoperiți mai departe și am să mă opresc aici și am să vă urez lectură plăcută.